Salutare, dragii mei! Am reapărut pe YouTube, revin cu Empties, am o groază de produse care trebuie să scape, ele sunt niște gunoaie. O să vorbesc repede, o să fie un clip destul de lung, de aia vă sugerez să vă luați o cafea, ceai, suc, ce doriți voi, popcorn. Așa, o să le iau random. Primul produs este un șampon. Am luat un wash and go pentru volum, pentru că am părul foarte subțire și chiar mi-am dorit un volum. A fost foarte ieftin șamponul, 10-12 lei, ceva de genul. Mi-a plăcut, miroase bine, spală bine. O să recumpăr cândva, dar până atunci trebuie să mai încerc și alte produse. Un alt șampon care l-am terminat, am avut o perioadă mătreață și mi-am cumpărat Clear anti-mătreață pentru anticăderea părului. Și chiar m-a ajutat, mi-a plăcut. O să revină la mine în baie în cazul în care o să reapară mătreața. Mi-a plăcut foarte mult. Mai departe am terminat și un gel de duș de la Yves Rocher, mango și coriandru. Miroase bestial. Nu mi-a mai rămas decât foarte puțin mirosul. Da, mi-a plăcut foarte mult. Acum am la baie un gel de duș cu trandafir tot de la Yves Rocher. Miroase super bine. Așa, la baie am pasta de dinți de la Bio Repair. E pe terminate și de-aia am păstrat și cutia. Am avut o perioadă de timp, aveam sensibilitate mare la o masea și mi-am luat această pastă de dinți. Într-adevăr, ajută foarte mult și important ce mi-a plăcut ingredientele. Așa că dacă ajungeți la farmacie TBBT și aveți aceeași problemă de sensibilitate, puteți să vă duceți să vă luați, să vă încercați. A doilea săpun de la Hermi Plant. Primul săpun a fost cu altă floare, nu știu ce era, și mi-a plăcut foarte mult. Și acesta este Exotic Elixir, săpun cremă cu mireșoare, fructul pasiunii. Asta e ok, dar celălalt mi-a plăcut cel mai mult, să pun celălalt, oricum costă 2 lei și 2 lei și un pic. Am terminat, e cam jecos flaconul ăla. Este un gel de curățare, e un brand corean, COSRX, sper că pronunț corect COSRX, da? Și mi-am luat gelul ăsta de curățare de pe farmacia Tei, am dat 47 de lei sau 47 de lei și 50 de bani, ceva de genul. Abia l-am terminat acum o zi și scrie că low pH Good Morning Gel Cleanser, curăță foarte bine tenul, îmi place cum îl lasă foarte, foarte curat, dar abia am primit, da, o să filmez zilele viitoare, am primit un colet de la farmacia Tei și acolo am un gel de curățare tot corean, dar mai ieftin la 27 lei și 50 de bani, ceva de genul. Și să vedem care o să-mi placă mai mult. Asta miroase a mai mult a ulei de arbore de ceai, dar nu mă deranjează. Așa, am terminat și în sfârșit un gel de curățare de la Jaya cu Manuka 3 pentru purificarea tenului. E cam jegos pentru că a stat mult timp în baie. Cândva îmi minimiza porii de aici și acum nu mă mai ajută. Dar a fost ok, m-a costat 15 lei de pe BBT. Cândva poate o voi recumpăra, nu știu, voi vedea. Am terminat. Iau random, dar sunt două. Gel intim de la Ceta Sibiu. Primisem eu, prin o colaborare, un șampon și un gel de duș de la Ceta Sibiu și mi-a plăcut foarte mult și le-am cerut să-mi trimită și gelul intim, nu mi-a trimis niciun gel intim și am găsit la BBT, am cumpărat unul și mi-a plăcut foarte mult și după aia am mai recumpărat încă două, le-am terminat, sunt super mișto, doar că este foarte lichid produsul și se termină foarte repede și eu le pun în alt flacon cu pompiță și e mult mai ok. Așa, am mai terminat un șampon tot de la Ceta Sibiu, mi-a plăcut foarte, foarte mult, îmi lasă părul atât de moale, frumos, strălucitor și nu aveam nevoie nici de bazam, nici de mască, doar că nu l-am mai găsit.
Da, o să caut. Era 10 lei în BBT, farmacia tei, și în Cora era 20 de lei. Și eu am zis că eu 20 de lei în Cora nu dau, deși merită. O să caut în farmacia tei BBT și o să-mi dau comandă de 2 șampoane. Până atunci am un nou șampon. Dacă știți, puteți să intrați pe Instagram să vedeți ce șampon folosesc și acum. Un alt gel de duș care mi-a plăcut foarte mult este de la Petit, la Petit Marcel, Nutrition Intense, 24 de ore, cu argan. Mi-a plăcut foarte mult, tot e ieftin, până în 10-15 lei, chiar se merită. Un alt gel de duș de la Fa cu mango și vanilie, care mi-a plăcut mult și l-am testat prin programul Bastor. Mi-a plăcut foarte mult. De asemenea, deodorantul. Am cumpărat deodorantul ăsta și, mi-a plăcut deodorantul ăsta și am cumpărat pe acesta. Mi-a plăcut ambele produse. Chiar mă ajută, miroase super fain, este ieftin, puteți să le încercați și voi. Apropo, abia vreau să scap de toate gunoiile astea. Mi-a expirat și un Botanical Cleansing Oil de la Key Cosmetics, brand românesc. Și e cam jegos pentru că avea ulei pe el și s-a depus un pic de păr de la pisică, în fine. Că oricum era într-o plasă și și-a băgat nasul cu fetița mea. În fine, este un ulei de machiant. Pentru machiaj mineral, eu nu aveam niciun produs mineral în casă, așa că nu avea sens să-l folosesc. L-am folosit pe jumătate, cred, da. Și a expirat, așa că trebuie să-l arunc. Un pung gel de duș care l-am luat la promoție din DM, al verde Natural Cosmetics, și este cu grapefruit și bambus. A fost ok, nu prea a făcut spumică, dar mirosul mi-a plăcut, așa un miros fresh, perfect de vară. O să mai văd cum plac de obicei gelurile lor de duș. Așa, am mai terminat, uitați-mi, cu un gel de duș de la Ceta Sibiu cu bicarbonat. Apropo, toată gama lor de cu bicarbonat mi-a plăcut mult. Și mai am și la baie încă un flacon din ăsta. Uitați, sunt cu un gel intim terminat, tot de la Ceta Sibiu. De la Eblin pentru curățarea unghiilor, un dizolvant fără acetonă. Am terminat și încă unul am. Mă bâlbâi. Încă unul am, așa că îl folosesc acum. Am terminat o cremă de mâini de la L'Occitane, cea mai faimoasă de la ei, cu 20% unde Shea. Ce să zic, nu v-a dat pe spate. Am folosit și în trecut și a fost ok, dar n-am să cumpăr. Oricum era într-o cutie beauty box, nu știu ce. A fost ok, dar nu m-a dat pe spate. Mai departe, am terminat în sfârșit masca de la L'Oreal Purple Glow Mask. Mi-a plăcut mult și trebuie recumpărată. De asemenea, o altă mască tot de la L'Oreal Purple Exfo Mask. Pe aceasta nu cred că o să recumpăr, că este o mască exfoliantă și eu folosesc un alt fel de exfoliant. Și ultima mască de la L'Oreal Purple Purify Mask. Mi-a plăcut și aceasta și trebuie recumpărată neapărat. De machiantul bifazic, nu știu câte oară am și menționat. Acesta nu știu dacă era cel roșu sau... Ba da, asta e cel roz, care mi-a plăcut cel mai mult. Doar că de data asta am recumpărat pe cel albastru, că era mai ieftin cu 5 lei. Și îmi place și acela. Am terminat... Micelar Expert Waterproof, da, e un fel de machiant bifazic cu ceai negru și ulei uscat, un fel de apă micelară, ceva de genul. Ce să zic, a fost ok, dar mai tare îmi place ăsta roz, cu siguranță. Am terminat un deodorant de la Micium, nu are capacul că l-am pus la altceva și... nu mi-a plăcut cine știe ce, nu o să recumpăr. Mai apoi am terminat o mască de la Yves Rocher din gama Reparation Anti-Pollution
Ce să zic, mi-a plăcut foarte mult. Elixir Junes se numește gama aceasta. Mi-a plăcut foarte, foarte mult. Trebuie să recumpăr cu siguranță. Mai apoi am terminat de la Alverde un Deorolon. Mi-a plăcut foarte, foarte mult acest Deorolon. Dar am acum ceva de la Dove și vedem. Mai apoi am folosit pe jumătate, dacă nu mai mult, o cremă de mânt de la Tisserand și este cu trandafir și geraniu. Miroase cam foarte tare a geraniu și nu prea mi-a plăcut mirosul ăsta. Și din păcate a și expirat. A fost ok crema. Mai departe, mi s-a uscat oja asta de la Melchior. Cred că e veche, veche, veche și trebuie să o arunc. Mai apoi s-a uscat, am luat un quick dry top coat de la Revlon. A fost ok, adică eu nu am răbdare să stau să mă dau cu ojă și nu am răbdare să mi se usuce jumătate de oră sau cât o fi. Și am nevoie de chestii rapide și folosesc genul ăsta de quick dry top coat. A fost ok, mai e puțin produs, dar e cam prea gros și nu mai pot să-l folosesc. Îmi las pe unghie prea, un strat foarte gros și nu arată bine, așa că trebuie să o arunc. Așa, a expirat și oja asta, am tras foarte mult de oja asta, mi-a plăcut enorm cum arăta, de la Moira. Am primit-o cadou cândva, trebuie să o arunc că e veche. Am terminat un Instant Anti-Age Eraser Eye Perfect Cover Concealer cu Acai Berry de la Maybelline, care mi-a plăcut foarte mult și brățelul l-am și aruncat. Și trebuie să-mi recumpăr, dar o nuanță mai deschisă. Mi-a plăcut foarte mult. A expirat o cremă de la Evrocher pentru mâini cu vanilie albă. Ce să zic, n-am apucat să o folosesc mult. Miroase mișto, miros de iarnă, dar a expirat că ori am uitat să o folosesc pe ea, ori am avut eu altceva și tot așa. Am avut oja care mi-a nebunit de la Golden Rose, îmi place foarte mult oja holografică și nuanța mea i-a fost 05. Trebuie să recumpăr, e la 35 de lei, cam scumpică, dar o am să o iau. Un top coat Quick Dry de la Golden Rose, care e super mișto top coat ăsta și costă 10-12 lei, ceva de genul. Dar am acum de la Sally Hansen, care e super mișto, dar și ăsta e mișto. Ai impresia că ai gel pe unghii. Așa, un top coat tot de la Melchior în sticluță mică, care nu mi-a plăcut deloc. E un base coat sau top coat? A, 2-in-1, base, top coat. Și una și alta. Efectiv, când puneam oja peste, mi se lua ca o pojichiță, așa, nu știu cum să-i zic. Deci toată oja dispărea de pe unghii și nu mi-a plăcut și n-am folosit-o. Mai am o oja care mi-a plăcut mie nuanța foarte mult, dar e și veche, de la Annie, din Douglas e luată. Așa, am terminat și apa de toaletă, Kelkel Nude Amour de la Yves Rocher. Mi-a plăcut mult, mai am o picătură și chiar am să o folosesc. Așa, mi-a plăcut foarte mult, dar îmi place și mai mult parfumul Kelkel Nude Amour. E preferatul meu. Așa, am terminat o cremă de la Yves Rocher, Elixir Junes Reparation Anti-Pollution. Mi-a plăcut foarte mult această cremă, hidratează, dar nu știu dacă o voi recumpăra pentru că am nevoie de altceva. Mai degrabă de crema asta, care mi-a plăcut și mai mult, este Hydra Vegetal, 48 de ore non-stop moisturizing de la Yves Rocher. Într-adevăr, mi-a hidratat foarte bine tenul și o să recumpăr această cremă mai degrabă. Am mai terminat și un serum de la Elixir Junes, aceeași gamă cu aceasta.
Și mi-a plăcut foarte mult, mai ales sub machiaj. Chiar se merită folosită. Mai departe, am terminat încă un parfum de la Cacharel, Anais Anais, la original 30 de ml. Acum mai am încă un parfum rezervă, tot 30 de ml l-am găsit de pe Mac și l-am cumpărat. Îmi place foarte, foarte mult. Ziceam de saponul ăsta care mi-a plăcut și mai mult de la Herbie Plant, Moisture Miracle, sapon cremă cu iris și uleiuri prețioase. Ăsta mi-a plăcut cel mai mult, cu iris. Apropo, saponul ăsta spală perfect pensulele de machiaj. Puteți să le încercați, costă 2 lei și ceva. Și mai multe mele produse. Am terminat un creion de la NYX. Era un creion, un gri, waterproof, care mi-a plăcut foarte mult și l-am folosit pentru sprâncene. Mai departe, un creion de sprâncene care nu mai am capacitatea de la creion, dar în schimb îmi plăcea să folosesc capătul ăsta, periuța asta, și este un soft brown. E prea închis pentru mine, dar totuși l-am folosit. Dar s-a terminat extrem de repede, din păcate. Mai apoi, mi-a plăcut foarte mult și am rezervă, folosesc acum mascara Lash Sensational Lash Multiplying Mascara. E senzațională mascara asta, îmi place foarte mult. E uscată, e veche și trebuie să o arunc. Arată așa periuța, deci ador această mascară. Apropo, sunt dată cu această mascară, cu cea bună, nu asta veche. Și îmi place foarte mult. Mai departe, mai am două produse și ați scăpat de mine. Am mai terminat încă un BB cream hidratant de la Holica cu SPF 30. După ce termin toate fondurile de ten pe care le am, vreau să recumpăr acesta și încă alte BB cream-uri coreene, că îmi plac foarte mult. Și ultimul produs care l-am lăsat la urmă, că îmi place foarte, foarte mult. Mai am încă unul la baie. Este o mască de păr de la Schwarzkopf. Se numește Gliss Hair Repair cu 8 uleiuri nutritive. Și vă spun eu sincer că mi-am reparat părul. Deci, efectiv, arată foarte bine părul meu. Nu mai sunt vârfurile despicate, sunt destul de... arată foarte bine părul. Așa că m-a costat 20 de lei în Cora. În DM l-am văzut la 27 de lei, 7 lei e cam mult. Diferența 7 lei. Dar miroase foarte bine, miroase a miele mai mult și chiar se merită să încercați dacă aveți probleme cu părul. Eu nu am părul vopsit, dar oricum aveam vârfurile despicate și eram disperată și mi-a plăcut foarte mult. Așa, în fine, cam multe produse. Ne vedem la clipul următor. Vă mulțumesc mult pentru atenție. Nu uitați să vă abonați dacă încă nu ați făcut-o. Să apăsați clopoțelul pentru notificări și ne vedem la clipul următor. V-am pupat!